Vicepremierul Liviu Dragnea va fi prezent miercuri și joi la Suceava. Acesta va efectua vizite în județ, dar va avea și o întâlnire cu parlamentarii și primarii suceveni. Mâine și poimâine, domnul vicepriministru Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, va face o vizită guvernamentală la Suceava. Sunt luate în calcul câteva elemente acolo unde Ministerul Dezvoltării derulează în acest moment proiecte importante, dar și Guvernul României și, practic, mâine după amiază, la ora 17:30, vom vizita Mănăstirea Putna. În al doilea rând, tot mâine după amiaza, spre seară, undeva pe la ora 19, vom avea o vizită la Cacica, la Basilica Minor. Iar pentru ziua de joi, dimineața, vom avea o vizită la ora 9 la Mănăstirea Dragomirna, urmată de o întâlnire cu aleșii locali și parlamentari. Toți aleșii locali și parlamentarii vor fi invitați pentru a putea purta o discuție cu domnul ministru, domnul Liviu Dragnea, domnul vicepremier, privitoare la proiectele pe care ministerul le derulează în acest moment în Suceava, din finanțări naționale și din finanțări europene. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a declarat că își dorește ca în această vară toți primarii să atragă cât mai multe proiecte în județ. Această întâlnire este foarte importantă și mă bucur că se întâmplă acum rapid, pentru că vrem să profităm de timpul relativ mai liber, mai liniștit. Suntem într-o perioadă de după campanie electorală, dar sigur că va fi și campanie din toamnă și vreau ca această vară toți primarii din Suceava să fie alături de noi în acest demers de a atrage mai multe finanțări, de a putea implementa toate proiectele care sunt în curs de implementare și în felul acesta să putem crește calitatea vieții, calitatea și pe plan economic și social în Suceava.